Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață frumoasă de vară, nu foarte călduroasă, așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp. Mă uit pe geam și văd că răsare soarele, deci nu o să fie o zi mohorâtă, o să fie o zi așa însorită, să sperăm că nu ne dă caniculă, dar ne bucurăm de acele zile frumoase de vară, dragii mei, pentru că pentru unii dintre noi, unii, sunt în vacanță, sunt în concedii și trebuie să ne bucurăm de zilele astea frumoase, pentru că au dreptul să se bucure și ei de concedii. Noi ăștia care mergem la serviciu, Doamne, de ploaie, dar nu ne gândim la ceilalți care muncesc tot timpul anului și când își au concedii, noi vrem să plouă, să ne răcorim și lor le stricăm concediu. Nu știu, nu o să găsim noi niciodată calea, cred, să fim așa echilibrați, dar sunt oameni care găsesc acest echilibru. Mereu îi întâlnesc și am alături de mine în fiecare zi. Așa, la o simplă privire în jurul meu, văd oameni care găsesc echilibru. E o clasă, nu știu dacă să-i zic socială, dar e acolo o mână de oameni în viața noastră care știu să facă lucrurile altfel. Știu cum să pună piatră de temelie, așa am judecat-o, eu poate greșesc, în viitorul nostru. Nu știu dacă a țării, că e mult spus, dar cu siguranță pun piatră de temelie în viitorul oamenilor. Pentru că prin clasele lor trec, astăzi sunt copii, sunt tineri, dar ei vor fi viitorul de mâine. Acești oameni trebuie să găsească echilibru în a-și găsi pacea sufletească și atunci când deschid ușa claselor și intră la ore, că despre ei vorbim, dascălii noștri în această dimineață, lasă toate problemele acasă, lasă toate frustrările, facturile de gaz, de curent și, nu știu, părinți bolnavi și ei au probleme. Dar în momentul în care au apăsat clanța și intră în sala de clasă, acești oameni devin stâlpi. Stâlpi pentru copiii din clasă, stâlpi pentru părinții care și-au trimis copiii la școală. Pentru că așa se întâmplă în viață. În această dimineață, alături de mine, la Dale Dimineții, e un astfel de om. Un astfel de om pe care eu l-am cunoscut cu ani în urmă, foarte mulți ani, la Orăștie. Nu i-am fost elev, mi-aș fi dorit. Nu am copii să-i trimit la școală, deși mi-aș fi dorit. Dar am cunoscut, dincolo de orice, omul din invitatul meu. Pentru că n-am știut cine e atunci când ne-am întâlnit prima dată. Astăzi știm cine e, știm ce face și am rugat-o să vină alături de noi la Dale Dimineții. Doamna Maria Ștefănie, bună dimineața! Bună dimineața, vă spun dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru această oportunitate și pentru că ați vorbit atât de frumos despre cei care au ales cariera de dascăl. Cred că ați depășit mulți oameni din sistem când ați scos în evidență rolul dascălului pentru copii. Foarte frumos, trebuie să fim stâlp de susținere pentru ei. Asta încercăm în fiecare zi să facem. Și sunteți, și eu vin și cu dovezi de fiecare dată. Doamna Maria Ștefănie este inspector general, dragii mei, la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Aș spune, fără niciun regret, conduce învățământul de câțiva ani buni în Județul Hunedoara cu o mână de fier. Pentru că Județul Hunedoara, mereu o spun, nu e un județ ușor. O să povestim și despre asta în dimineața aceasta, am discutat-o de foarte multe ori. Deci am spus că dascălii sunt stâlpi. Ați văzut prin emisiunile pe care noi, cei de la Hunedoara 1 TV,
nu doar eu, la Dale Dimineții și colega mea de la Hunedoara în direct, Petronela Tămaș, sub directa oblăduirea Corinei, și mulțumim încă o dată că ne dea această șansă să aducem în casele dumneavoastră exemple de oameni. Ați văzut prin emisiunile pe care le-am făcut, am avut-o pe doamna Ramona Oltean, care începe de la step by step. Am cunoscut-o de-a lungul anilor pe Ana Grămescu, care începe de la Pepe, de la Prichindei. Am avut-o pe doamna Luminița Hurgoiu, care n-are rost să mai vorbim. Și mai sunt oameni, aș mai putea continua lista și rând pe rând o să-i rog să vină aici alături de noi la Dale Dimineții, să demonstrăm că nu e chiar atât de rău cum ne place nouă să spunem, învățământul e praf, că doar la politică, învățământ, medicină, fotbal, ne pricepem toți. Problema e când ne trezim acolo în fața 30 de perechi de ochișori care stau și se uită la noi și zice, astăzi ce faci? Care e sentimentul când îi vezi așa în prima zi de școală și se uită parcă pierduți, că nu știu de ce sunt acolo? Da, este un moment aparte pentru fiecare dascăl. Sigur, copiii vin la școală cu niște așteptări, cu emoții, dar și dascălul are emoții, cred că, mai ales la începutul unui an școlar, până când se creează acea legătură între profesor și elev. Noi trebuie să reușim să facem acest lucru, să formăm o relație frumoasă și să le câștigăm încrederea. În același timp să-i și încurajăm și să le stârnim curiozitatea. Și dacă reușim să-i motivăm de fiecare dată și să-i determinăm, să spun așa, să învețe constant, poate moderat, sigur că atunci când e necesar, când ne așteaptă un examen național sau, știu eu, alte competiții, olimpiade, concursuri, atunci trebuie să muncim un pic mai mult, să depunem un efort mai mare, însă atunci copilul care va menține această linie, cu siguranță va reuși. Noi avem numeroase exemple, mai ales în acest an, să știți că am avut o generație, mă refer la întregul județ, o generație foarte bună. Am avut rezultate foarte bune, acum suntem atât la evaluarea națională cât și la examenul de bacalaureat, iar dacă vorbim de absolvenții de liceu, acum suntem în perioada în care ei își caută drumul, se îndreaptă spre facultăți, sunt în perioada în care își confirmă locurile și eu personal chiar vreau să știu că fiecare se va duce pe drumul pe care și-l dorește și îi susținem în continuare, chiar dacă acum au finalizat liceul, nu mai sunt elevi, sunt absolvenți și au și promovat examenul de bacalaureat. Dar încă le suntem alături și măcar o vorbă bună și în această perioadă putem să le oferim și să le dăm un sfat, o recomandare, dacă au nevoie de această recomandare din partea noastră. Un dascăl e un om deosebit. Eu mi-am dat seama despre acest lucru în momentul în care, nu vă imaginați că eu nu mi-am urât dascălii la vremea respectivă, mai ales că venim din generația aceea unde era, toată lumea spune, se făcea școală. Nu știu dacă e chiar așa, pentru că avem dovezi clare că se poate face școală și în zilele noastre. Atunci era un pic diferit sistemul, mai mergea cu bătuta. Dar în momentul în care m-am pus într-un scaun de televiziune, pus așa cu forța de Corina, am realizat că dascălii aceia au reușit să seteze aici, în căpșorul meu, o sumedenie de informații pe care eu nu am realizat că le dețin. Decât în momentul în care a trebuit să stau de vorbă cu tot felul de oameni și mi-am dat seama, de fapt, ce au făcut acei oameni. Au reușit cumva să seteze în creierul unui copil care
la vremea respectivă nu avea idealul televiziuni, libertăți, n-aveam de unde ști ce va urma în viață, dar am învățat, de exemplu, știm cu toții când vedem tabelul lui Mendeleev sau dacă vezi în orice limbă, în orice concediu mergi pe planetă, vezi H2O, înseamnă că poți să o bei, cred, nu știu. O întrebăm pe doamna profesoară de chimie, pentru că exact cum dumneavoastră a spus acum la începutul emisiunii, sunt copii care pleacă cu noțiuni de bază, se numește cultură generală, și sunt copii care excelează în anumite domenii și acolo deja intervine o pregătire suplimentară. Dumneavoastră sunteți profesor de chimie, dacă știu eu bine. Așa? De ce chimie și nu altă? Nu putem merge mai departe să ajungem în zilele noastre să povestim despre titularizare, că e în vogă. Dar e de actualitate. Da. Ne întoarcem un pic, dacă ne permiteți, în copilăria dumneavoastră. Pentru că cu siguranță și dumneavoastră aveți acolo în copilărie pe cineva care v-a convins să faceți din chimie o performanță dincolo de cultură generală. Cine e acel om? Ce dascăl vă aduceți aminte așa că a fost aproape de sufletul dumneavoastră? Să știți că toți dascălii au fost oameni care m-au ajutat să devin ceea ce sunt. Dacă am ajuns acum să am această profesie și să fac ceea ce fac în fiecare zi, le datorez și lor și, bineînțeles, familiei mele, părinților mei. Dar le mulțumesc tuturor în parte, dascălilor mei, mulți dintre ei mai trăiesc. Ei m-au ajutat foarte mult și au fost, să știți, mulți dintre ei modele pentru mine. Chiar începând cu învățătoarea, prima învățătoare din clasa 1, când am început clasa 1 la Cerul Băcăinți, deși a fost cu mulți ani în urmă, și acum mi-o aduc aminte cu mare drag. Sigur că am continuat pe urmă din clasa 2, în Oroștie, școala primară, pe urmă școala gimnazială. Am avut un diriginte foarte bun, profesor de geografie, în clasa 5-6, pentru că îmi plăcea foarte mult cum preda această disciplină și cum era structurată fiecare lecție și cât de logic preda fiecare lecție. În mintea mea, așa m-am gândit la momentul respectiv, să mă fac profesoară de geografie. Însă, începând cu clasa 7, am început să studiem chimia, așa cum se face și acum. Și acolo am avut parte de profesori foarte buni care m-au ajutat cumva să îndrăgesc această disciplină, deși încă în clasa 7 și clasa 8 este destul de greu, chiar atunci te familiarizezi cu anumite noțiuni specifice acestei discipline. Însă, începând cu clasa 9, pentru că atunci aveam și treapta 1 și treapta 2, examen după clasa 8 și după clasa 10, fiind în Orăștie două licee, la fel ca și acum, liceul Aurel Vlaicu și liceul tehnologic Nicolaus Olahus. La Aurel Vlaicu era mai mult pe matematică, fizică, mecanică. Toți elevii de la liceu atunci făceau și practică în uzinele și în fabricile din localitate, iar cei de la chimic mergeau în practică la uzina chimică Orăștie. Și în mintea mea, asta a fost, mai bine aleg chimia, chiar mi-a plăcut încă din gimnaziu chimia și atunci am ales să urmez liceul de chimie. Am avut șansa să am rezultate foarte bune și în clasa 9 și în treapta 2, pentru că la noi selecția a fost foarte mare. În clasa 9 au fost 5 clase de liceu, iar pentru a 11-a și a 12-a din 5 clase de liceu au rămas 2. Deci așa a fost o admitere destul de grea, dar și mai ales pe specializarea mea de operator chimist, am avut în clasa 9 și a 10-a 3 clase de liceu și în clasa 11-a și a 12-a a rămas o singură clasă.
După ce am absolvit liceul de chimie, mi s-a părut atât de firesc să urmez o facultate de chimie, să existe continuitate, liceu-facultate. Și să știți că m-a ajutat foarte mult. Așa am ajuns să optez pentru facultatea de chimie din Cluj-Napoca. Asta a fost drumul meu. Am avut și multe colege care din gimnaziu au urmat același parcurs educațional și iată că este bine, este în regulă. Poate, nu știu, dacă primeam mai multe consiliere, atunci nu ne consilia nimeni, nu. Da, corect. Aveam unul, doi profesori care, la un moment dat, poate ne întrebau, tu ce vrei să te faci? Ce vrei să devin? Ce vrei să te faci când ești mare? Când ești mare, întrebarea, da. Pe care dar să știți că mi-aduc aminte că am avut o colegă care în clasa 11 sau 12 eram, știu că ne-a întrebat diriginta ce vrem fiecare să ne facem și a spus că vrea să facă polițist. Eu am fost foarte uimită că spune acest lucru și lucrează în poliție acum. Deci, cum să spun, depinde de fiecare. Acum și noi, și copiii, pe măsură ce cresc, ei încep și ei să-și dea seama ce le place și spre ce se pot orienta și unde pot performa. Dar când primesc și sprijin din partea specialiștilor, este mult mai bine. Avem acum numeroase exemple de tineri, absolvenți, care aleg parcursul școlar cu grijă și este în regulă. Sigur că nu toți. Și nu este nicio tragedie dacă la un moment dat, nu știu, ai început un anume program, indiferent că vorbim de învățământul preuniversitar sau învățământul superior, și îți dai seama că nu ți se potrivește ceea ce ai început să faci. Poți să te reorientezi, nu este nicio tragedie, nicio o problemă extraordinar de mare, însă sigur că apar și niște frustrări, pentru că e vorba de timp, e vorba de niște resurse materiale financiare pe care, în perioada respectivă, le consumi, să spun așa. Dar, având în vedere că atunci când îți alegi un parcurs educațional, de fapt, țintești să ai un viitor, e vorba despre viitorul tău, atunci trebuie să facem acest lucru cu multă, multă grijă. Iar noi încercăm foarte mult să-i consiliem pe toți elevii noștri să își aleagă un drum potrivit ca să reușească. Am trăit vremuri egoiste, spun eu. Învățăm cu toții în ultimul timp să ne iubim pe noi înșine și să uităm de aproapele nostru. Asta ne învață psihologii, mai dăm și bani la terapeuți. Uităm că ceea ce dăruim până la urmă, mai devreme sau mai târziu, primim înapoi. Și mă uit la cadrele didactice. Deja din 2017, cu o mică pauză, eu sunt și reporter de teren și particip la tot felul de activități. Și stau și mă uit la foarte multe cadre didactice care se lovesc de tot felul de ziduri, pentru că viața e așa, părinții parcă, nu știu, am eu senzația că pleacă o parte dintre ei, pleacă din start cu o reticență față de învățământ. Mai nu sunt în măsură că nu sunt părinte și mi-a culpa, o să zic că părinții, da, tu știi că, păi, noi ăștia din afară vedem uneori lucrurile altfel. Parcă trimitem copilul la școală și dacă greșesc, accept să fiu corectată și de părinți și de dascări. Trimitem copilul la școală pentru că nu avem ce face cu el. Adică căutăm timpul ăla, că avem nevoie de timp și copilul trebuie să meargă la școală și... Dar nu ne mai uităm să ne uităm dascălul respectiv se potrivește cu copilul nostru, nu se potrivește, uităm să privim lucrurile care sunt pasiunile, iar când dascălul interacționează cu părintele, părintele devine reticent. Aici mi se pare mie că un pic se pierde o legătură. Nu copilul e de vină, copilul e nevinovat. Mie mi se
pare că pierdem legătura dintre dascăl și părinți. Greșesc, doamna inspector? Există astfel de situații, dar avem în vedere, organizăm foarte multe lectorate și ședințe cu părinții. Există această abordare în rândul părinților, deși vreau să precizez de la început. Majoritatea părinților sunt de bună cuvință, sunt oameni responsabili cu care colegii mei profesori pot comunica și comunică foarte bine și își trimit copiii la școală pentru a-i educa. Sigur că avem și părinți care judecă școala în principal, cred că prin raportare la momentul când au fost ei elevi. Exact. Ori nu este în regulă să facem acest lucru, pentru că acum abordăm altfel sistemul de învățământ și ne-ar ajuta foarte mult, nu pe noi, în primul rând ar ajuta copiii. Dacă întotdeauna, indiferent ce se întâmplă, și prin ceea ce spune și prin ceea ce face în interacțiunea cu copilul, să vorbească frumos despre școală, despre dascăli, să îl îndemne să participe cu drag la activitățile din școală și să se implice, pentru că atunci copilul își va forma această atitudine frumoasă și sănătoasă față de școală. Ori în momentul în care copilul, înainte să meargă la școală și de fapt să vadă ce se întâmplă acolo, are încă din familie o prejudecată, niște gânduri despre școală. Știți că este o vorbă care spune, lasă că vezi tu când mergi la școală. Deci când copilul exact face o șotie, corect, o mică greșeală, lasă că vezi tu ce pățești când mergi la școală. Nu trebuie să facem acest lucru, că nu este benefic pentru copil. Copilul se gândește că la școală îi se va întâmpla ceva rău. Exact. Nu despre asta este vorba. Exact. Noi, vă dați seama atunci, dascălii, cu atât mai mult trebuie să depunem un efort și să găsim metode și procedee să schimbăm această atitudine a copilului față de școală. Copilul trebuie să aibă, repet, foarte important să aibă încredere în dascăl. Sigur că pot apărea tot felul de situații. Când părinții au anumite așteptări, poate la școală să vin cu alte propuneri, cu alte proiecte, alte programe, părintele poate că este luat prin surprindere, nu este suficient de bine informat, dar toate acestea se pot clarifica printr-un dialog foarte corect și foarte cinstit cu dascălii, cu educatorii, cu învățătorii, cu directorii, cu profesorii. Cu inspectorii școlari, pentru că noi de acolo suntem normal. Întotdeauna, am primit pe toată lumea. Orice situație poate fi clarificată dacă este, o cunoaștem la timp. Nu se pune problema. Dar haideți să-i protejăm pe copii și să nu îi îndepărtăm de școală, ci să-i apropiem de școală. Pentru că atunci și ei se vor implica și vor veni la școală cu încredere, cu, știu eu, mai mult entuziasm și vor reuși, categoric. Cu drag și cu empatie aici vreau să ajung și vă mulțumesc că ați înțeles ce mi-am dorit. Mi-aș dori o colaborare mai strânsă între părinți și profesori, dincolo de a auzi copilul, n-avem niciun viitor. Adică dacă în fiecare zi le spunem acestor tineri că țara asta, sunteți o generație praf, adică nu mai terminăm în a-i judeca pe acești copii înainte să le dăm drumul în viață și mă folosesc de această ocazie să-l salut în primul rând pe Rosi, care nu e copil, bună dimineața Rosi, dar alături de el în această dimineață sunt două tinere, Bianca și Andra, dragii mei, și le mulțumesc că sunt alături de mine aici la Dale Dimineții, pentru că asta vreau să înțeleagă cei de dincolo de camera de luat vederi. Haideți să nu-i mai judecăm până nu știm ce vor face în viitor.
pentru că nici doamna inspector general nu a plecat. Ați auzit, a început clasa întâi, a cerut Băcăința, a reținut bine. Da, a cerut Băcăința, județul Alba. Și astăzi e inspector general. Se poate. O să aflăm imediat unde găsește empatia și dacă o aduce cu găleata sau își face câte o transfuzie de empatie, nu știu cum reușește. Dar imediat vreau să dau citire unor mesaje și pe urmă mergem mai departe. Adrian Mureșan ne spune: bună dimineața, o zi bună, ansamblu Hațegana, ne vedem vineri la zilele Hunedoarei la paradă. Tanti Maria Hinț, uite, un om minunat care a crescut un tânăr minunat, e bunica Bianca, îi mulțumim pentru cum a crescut-o și uite, e un tânăr responsabil. Bună dimineața, zi frumoasă, ne spune să aveți astăzi. Mulțumim, tanti Maria, mulțumim că sunteți alături de noi. Adriana Furcă ne spune: bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă la cafea. Tuturor felicitări, stimă și respect pentru ceea ce oferiți și invitatei dumneavoastră toată admirația. Vă mulțumesc anticipat, pupici și dulci. Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Și sper să ne întâlnim curând. Vreau eu să cred că o să ne vedem curând. Am aici o altă doamnă care conduce o instituție a județului Hunedoara și care a intrat aici pe live și ne susține. E vorba de Georgeta Angelica Tomuță, o prietenă bună și a mea și a doamnei inspector general. Bună dimineața, felicitări, doamna Maria Ștefănie, pentru întreaga activitate. Un profesor de excepție, dedicat și mereu alături de elevii din județ. Și așa ea, am văzut-o pe doamna inspector general de fiecare dată când s-a organizat câte o bursă. Doamna Georgeta Angelica Tomunță este director executiv la AJOFM Hunedoara și ea are tinerii sub ochi, nu doar tinerii, dar și tinerii, și mereu le văd împreună cum își unesc forțele, chiar dacă unii spun: păi da, îi duc să muncească în loc să facă școală. Nu toți vrem să facem școală. Nu toți vrem să ajungem doctori docenți. Nu toți vrem... Am văzut programele și o să ajungem, dacă ne permite timpul, dacă nu la Hunedoara, direct acolo povestiți mai despre programele duale, de meserii, pentru că avem nevoie de meseriași care nu mai sunt, din păcate. Spune că au plecat din țară, n-au plecat, pur și simplu nu mai sunt, că sunt anii aceia de la Revoluție când natalitatea a fost foarte scăzută și... Dar, mergem mai departe. Astăzi este profesor doctor. De ce ați ales? Nu, m-am tot gândit eu, gândindu-mă că o să vină în emisiune, puteți să alegeți să faceți o facultate, să mergeți într-o în cercetare în chimie, pentru că e clar că v-ați urmat studiile. De ce ați ales să veniți în învățământ? Eu aici nu înțeleg. Uitându-mă la cariera dumneavoastră, puteați, ambiția cu care ați luptat în viață, puteați să alegeți un domeniu mai bănos, pentru că învățământul, venind la anii la care ați venit dumneavoastră, învățământul era praf la salarii la vremurile respective, adică era o mică atenție din partea statului. Pentru o perioadă foarte lungă de timp, profesorii erau foarte slab retribuiți. Deci ați ales să veniți în învățământ și să vă luptați așa cu morile de vânt, pentru că n-ați fost dintotdeauna inspector general. Nu, categoric. Și înainte să fiu inspector școlar general, eu sunt profesor de chimie, deci este profesia mea de bază și e foarte important. Funcția este trecătoare, este pe o perioadă determinată. Important, nici nu este important cât stai pe o funcție, ci este important ce faci, ce reușești să implementezi în perioada în care ocupi această funcție. Înainte să vă răspund la întrebare, vreau să
Le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris în această dimineață, care ne-au transmis aceste mesaje frumoase. O salut și eu cu mare drag pe Adriana Furcă și, bineînțeles, pe doamna director AJOFM, Georgeta Tomuța, un partener extrem de valoros al nostru. Avem un parteneriat consistent și foarte benefic pentru elevii noștri și îi mulțumesc și cu acest prilej. Acum, de ce am ales să devin dascăl și nu altceva? Sincer, pentru că ați scos în evidență și veniturile, salariu. Foarte sincer, slabe, eu când fost... eram la liceu și la facultate, nici o clipă nu m-am gândit la bani. Nu, în vremurile respective nu m-am gândit că poți să câștigi într-o companie, într-o firmă, într-o fabrică mai mult decât la școală. Dar se câștiga în vremurile alea. Se câștiga, însă, sincer, vreau să vă spun un lucru. Faptul că mie mi-a plăcut la școală întotdeauna. De când am început școala? În perioada vacanțelor de vară, părinții mei mă trimiteau la bunici, la Cerul Băcăinți, și sunt foarte mândră că vin din locurile respective, niște locuri cu oameni extraordinari. Și întreaga vară, să spun așa, aproape, o petreceam acolo. Sigur că mi se făcea dor de colegii mei de la școală, de profesorii mei, de prietenii mei și eu așteptam în fiecare vară începerea noului an școlar cu mare nerăbdare. Deci, înainte să începem fiecare an școlar, vreau să vă spun, cred că cu vreo câteva 3-4 zile înainte de prima zi de școală, nici nu mai puteam să dormă foarte bine din... așteptând această bucurie să mă reîntorc la școală, să mă întâlnesc din nou cu colegii mei, cu profesorii mei. Și cred că asta a contat până la urmă, m-a determinat să aleg această carieră de dascăl. Pe urmă m-am gândit când m-am dus la facultate, cred că mi se potrivește mai mult după ce voi termina decât să lucrez într-o fabrică, mă regăsesc mai bine, să mi-ar plăcea mai mult să lucrez la școală. Și chiar îmi place. Și acum îmi place, după aproape 30 de ani de activitate. Nu regret, ci dimpotrivă îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această șansă să merg pe acest drum. Și încă o dată mulțumesc părinților și profesorilor mei. Categoric ei m-au ajutat și am reușit să am aceste realizări. Așa că acum încercăm să ne facem datoria în fiecare zi ca noi, la rândul nostru, să îi ajutăm pe elevii noștri. În fiecare an avem elevi de care suntem direct răspunzători și pe care trebuie să-i ajutăm și să-i susținem în tot ceea ce fac. Și ajungem la motivul pentru care o văd pe doamna inspector general că deja zâmbește, pentru că noi știm deja, domnia s-a dat share la o postare că să-l bată Facebook, face parte din viața noastră, ne aduce și bucurii și supărări, dar ne manifestăm în social media, spun eu că suntem de multe ori mai sinceri, pentru că atunci când avem o bucurie o postăm și o împărtășim cu foarte multă lume, iar și când avem o supărare nu mergem să-i spunem celui care ne-a supărat, dar facem o postare delicată și sperăm să înțeleagă cineva mesajul și de cele mai multe ori este înțeles, asta e interesant. A făcut doamna inspector general o postare despre o elevă din Orăștie, Andreea Melinda Curea. Acum, în această dimineață am aflat că nu e unică, dar e unică că a luat nota 10 și sunteți așa mândră și vă văd cu atâta, cu zâmbetul pe față. A fost elevă. Da. Această... Am avut în această perioadă 2020-2024 elevi de excepție, excepționali. Am avut șansa ca în perioada 2020-2022 să am rolul de diriginte pentru clasa de științe ale naturii, intensivă engleză, o clasă numeroasă. Am început clasa nouă în pandemie,
extrem de dificil, dar cu toții, în toată țara s-a întâmplat lucrul acesta și atunci grija mea a fost un pic și mai mare față de acești copii ca să reușesc să-i determin să performeze, să învețe, să devină din ce în ce mai bun. Sigur că ulterior, în 2022, m-am întors la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, dar pentru că și noi avem obligație de catedră și este foarte bine că avem noi inspectorii, am rămas în continuare cu predarea disciplinei chimie la clasa respectivă. Cumva, deci, 4 ani am lucrat cu ei și mă simt chiar responsabilă, să spun așa, de fiecare dintre ei. Dar acum este bine. Sunt foarte fericită pentru că 29 de elevi din această clasă au promovat examenul de bacalaureat, au rezultate extraordinare, foarte bune, și acum sunt în perioada de admitere la facultăți. Andreea, categoric, ea a fost și eleva cu rezultatele cele mai bune din clasă, a avut media 10 în clasele a 10-a, 11-a și a 12-a și în clasa 9-a, cred că o medie sau două de 9, deci o elevă de excepție, extrem de inteligentă și muncitoare. Și ea știu de la început că se va duce la medicină. Prin urmare, chiar am lucrat mai mult, nu numai la chimie, categoric, și la biologie. Aici am avut-o alături și este doamna Teglă Mariană, Mena, cum îi spunem noi, și o salut cu mare drag. Chiar mă bucur că am niște colegi extraordinari, iar Mena este unul dintre ei. De asemenea, este doamna German Camelia, care mi-a fost și mie profesoară și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și ce face pentru acești copii. Și iată că Andreea a reușit să obțină această frumoasă performanță, acest frumos rezultat, 10 la medicină la Timișoara. Chiar am vorbit cu Andreea și mi-a spus că a fost și întrebată dacă unde s-a pregătit, dacă s-a pregătit într-un centru universitar pentru această admitere și a spus nu, m-am pregătit cu profesor din Orăștie și asta este o mulțumire atât de mare pentru noi. O felicit pe Andreea, îi felicit și pe ceilalți, pe toți, pentru că sunt la fel de importanți pentru mine. Mai este Tania, care a fost admisă cu 10 la informatică la Timișoara pe baza rezultatelor obținute la Olimpiade. Mai există Anastasia, admisă la medicină la Sibiu, o altă Andreea, care este admisă tot la medicină la Timișoara, la stomatologie, care s-au îndreptat spre matematică, spre psihologie, pedagogia învățământului primar și preșcolar, deci sunt multe, multe specializări, le doresc fiecăruia să reușească să ajungă acolo unde își doresc și acolo să le fie bine, să se bucure de tot ce le poate oferi învățământul superior, mediul universitar, centrele universitare, iar ulterior să reușească să profeseze la un nivel ridicat. În ceea ce privește pe Andreea, eu sunt convinsă că Andreea va deveni un mediu foarte bun și ceilalți categoric. Este foarte ambițioasă și are o poveste de viață impresionantă. Andreea va reuși, repet, să fie la acest nivel ridicat și la facultate, așa cum a fost la liceu, pentru că o cunosc. Și asta își dorește. Impresionant. O să încercăm să o aducem pe Andreea în vacanța asta, ultima ei vacanță, pentru că atunci când intri la medicină cu nota 10 nu mai ai vacanțe, chiar dacă ești student. Acolo deja începe studiu și vacanțele și concediile, poate peste vreo 10 ani când termină facultatea. Copiii ăștia sunt diferiți, să spunem așa, dar eu vreau să-i felicit pe cei care au luat media 6 la bacalaureat. Eu, pentru mine, dragii mei, sunteți minunați și geniali, pentru că e clar că, dintr-un motiv sau altul, ați răzbit cu greu până la examenul de maturitate și toată lumea spune apoi ai luat bacul, bravo, nu ai luat bacul, las că la anul. Cei care ați luat bacalaureatul din toată inima, eu vă felicit, pentru că eu cunosc, nu dăm nume, din județul Alba, astăzi, un tehnician stomatolog
de renume. Pentru că în anii aceia, cu greu și-a găsit drumul în viață, dintr-un motiv sau altul, nu și-a luat bacalaureatul. Și astăzi este un medic, un tehnician dentar de renume, nu doar în județul Alba, în țară. Și credeți-mă că atunci când a reușit să-și ia bacalaureatul în anul următor, a realizat că poate să facă ce își dorește. Pentru că unii ne maturizăm, să spunem așa, mai greu. Și acum zicem, păi nu ne trebuie bacul, că putem lucra orice. Așa ne-au învățat colegii mei din presă, ziariștii, se bată câteodată. Că mai facem așa câte o știre, nu mai importantă școala, nu ne mai trebuie școală. Avem nevoie de școală, că avem nevoie de cultură generală. Și dacă ne luăm bacalaureatul, după un an, doi, ne putem hotărâ așa să vedem ce vrem să facem cu viața noastră. Greșesc cu ceva? Nu greșiți. Categoric, cei care promovează examenul de bacalaureat au oportunități mult mai mari după absolvire. Însă pot fi și tineri care aleg să învețe o meserie și eu la fel de mult îi admir. Dacă un tânăr vrea să devină bucătar sau mecanic auto sau ospătar, noi îl susținem. Mecanic auto, noi îi susținem și îi încurajăm să facă acest lucru, pentru că trebuie să vă spun, societatea are nevoie de personal calificat la toate nivelurile și în toate domeniile. Deci avem nevoie și de un lucrător în servicii, fie că vorbim de zona asta beauty, de ospătar, de exact. Lucrător într-un hotel, hotelier, de toate aceste meserii noi vrem ca să avem tineri pregătiți bine și pe care care să fie capabil să ofere servicii clienților de calitate. Și atunci eu la fel, și trebuie să mai spun un lucru, în acest moment îi mulțumesc lui Dumnezeu, eu mă duc mai des, poate că la coafor, decât la medic. Corect! Și pentru mine e foarte important să găsesc un om bine pregătit în salonul respectiv, care să îmi ofere niște servicii de calitate și pentru ceea ce face, eu sigur că îl respect la fel de mult ca pe oricare alt om din alt domeniu de activitate. Pentru mine este la fel de valoros, să știți. Deci este important ca în ceea ce facem și ceea ce ne alegem, drumul ales, să fim buni și responsabili și să ne implicăm, să ne asigurăm că facem tot ce putem ca să fie în regulă. La fel de mult pot să apreciez și să stimez un pasnic, de exemplu, care este extrem de vigilant și conducătorul instituției se bazează pe serviciile lui. Corect. Deci despre asta este vorba. Sigur că și cei care urmează, să spun așa, un nivel de pregătire de 3 ani, școală profesională sau învățământ dual și ulterior doresc să-și continue studiile, sistemul le oferă această șansă, nu este nicio problemă. Depinde de fiecare ce își dorește. Acum, pentru că ați pomenit de cei care nu au promovat examenul de bacalaureat, să știți că mai au o șansă și anul acesta, deși perioada de înscriere a trecut până în 22 și s-au înscris la nivelul județului în Hunedoara, nu chiar 600, aproape 600 de candidați, atât din promoția curentă, cei care nu au promovat, dar și din promoțiile anterioare. Și ne pregătim pentru sesiunea din luna august. Începem cu competențele în perioada de 8-12 august, dar probele scrise încep în data de 19 august, 19-20-21. Deci îi așteptăm, vom transmite în toate unitățile centrele de examen și toate informațiile pentru a participa la examen, pentru că au această șansă. Și eu sper să reușească majoritatea dintre ei, depinde cât de mult s-au pregătit, pentru că până la urmă la acest lucru se rezumă un examen, știți?
poți să te pregătești o viață întreagă pentru un examen și să înveți 3 luni. Eu am trecut un astfel de examen, nu o să uit niciodată, la psihologie generală la facultate și am ieșit din clasă pentru că am avut blank. Am ieșit din examen. Nu se știe, ține și de inspirație, ține și de cale, nu e nicio... Un examen poate fi repetat. Totul e să rămânem perseverenți, să ne dorim. Așa cum, uite, fetele astea, colegele mele, Andra, care e studentă, deja a terminat anul întâi, a ambiționat-o pe Bianca și este proaspăt admisă la facultate la Petroșani, nu? Bia, felicitări, draga mea, astăzi, azi ai primit rezultatul, nu? E admisă la facultate. Foarte frumos. Uite, nu cedați, nu contează media, contează să reușim media de la bacalaureat. Că suntem un pic peste 6 și suntem admiși, dintr-un motiv sau altul, că se întâmplă. Așa s-a întâmplat, mai avem foarte puțin timp, doamna inspector general, nu putem trece peste titularizarea asta care Nicol ieri v-a ținut, să spunem, la telefon până a obținut rezultatele ca să poată să vină cu știrea în jurnalul nostru de știri de ieri. Titularizarea e un examen foarte greu. Mai avem 5 minute, Rosi, mi-ai arătat, da? Titularizarea asta nu o prea înțeleg eu. Cred că nici cei de acasă nu prea înțeleg ce se întâmplă, că tot zicem, profesorii ăștia nu reușesc să ia notă un pic mai mare. Presupun că examenele astea poate greșesc. Și de asta vă întreb. Sunt așa pe o... Nu merg exact pe materia pe care profesorul va preda la clasă. Eu cred că aici este un pic de... Câtă relevanță are nota aia de la titularizare? Într-o oarecare măsură, pentru că subiectele de examen sunt structurate în felul următor. Există categoric și subiecte care sunt de specialitate, care țin de disciplina respectivă, așa. Dar avem și subiecte de metodică, adică modul în care dascălul respectiv va aborda o anumită temă. Și acolo, să spun așa, vedem latura pedagogică a lui. Așa. Deci, într-o oarecare măsură, să spun așa, examenul este, să spun, relevant și, până la urmă, trebuie să existe o modalitate de selecție a absolvenților din învățământul superior pentru a ocupa aceste posturi didactice. Ei, în acest moment avem această metodologie cu acest calendar și cu acest sistem, și anume, organizarea concursului de ocupare a posturilor de ani de zile. Acum, pe lângă proba scrisă, pentru că am avut proba scrisă în data de 17, ieri au fost afișate rezultatele, mai există pentru fiecare disciplină și o inspecție la clasă, unde la fel primesc o notă care se ia în calcul pentru media de repartizare pe post, dar sunt și posturi unde trebuie să susține probe practice la anumite discipline. Cei care sunt nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații ieri, dar și astăzi, până la ora 12, pot fi depuse contestațiile și urmează perioada în care se vor soluționa până în data de 30 iulie. În 31 iulie se vor afișa rezultatele finale, după care, în luna august, conform calendarului, vom organiza ședințele publice de repartizare a cadrelor didactice pe posturi. Dacă există candidați care nu reușesc să obțină nota 5 nici după contestații, îi așteptăm în luna august, la sfârșitul lunii august, la concursul județean, așa cum am organizat și în anii anteriori, concurs județean pentru posturile didactice neocupate. Acum vreau să vă spun că un concurs sau este un concurs cu toate elementele care le alcătuiesc la momentul respectiv. Cum ați spus și dumneavoastră, la un moment dat, într-o zi, un candidat poate să aibă o neșansă, să aibă o problemă, pe care o poate explica mai mult sau mai puțin. Și eu sunt de acord că un profesor care poate ia un 5 sau un 6 la acest concurs, poate să fie un profesor de 10 la catedră, la clasă și să aibă rezultate foarte bune.
Deci, oricum, nu este limitat numărul de participări la concurs. Dacă ei își doresc să urmeze această carieră didactică, noi îi consiliem, îi ajutăm, le punem la dispoziție și cursuri de pregătire pentru concursul de ocupare a posturilor, pentru definitivare, examenul de definitivare în învățământ. Deci, iată, venim să-i sprijinim pentru că avem nevoie de cadre didactice tinere, de profesori care să vină în sistem, pentru că există ieșiri din sistem în fiecare an, ieșiri naturale, și atunci va trebui să acoperim resursa umană cu cei care vin în urma noastră. Și trebuie să le acordăm și lor o șansă și să-i ajutăm foarte mult. Repet, avem și absolvenți foarte bine pregătiți, pentru că sunt multe note, peste 9, peste 9,50. Am avut în anii trecuți și 10. Anul ăsta nu avem o notă de 10 la scris, dar am avut în anii trecuți și ne mândrim cu ei. Au și rezultate, să știți, la catedră. Sunt apreciați de director, de colegi, de părinți, foarte important. Asta este sistemul, specificul nostru. Și nu trebuie să punem niciodată o etichetă atât de ușor pe nimeni. Nici pe elevi, nici pe profesori. Asta am încercat, dragii mei, în această dimineață, pentru că restul de date le găsiți pe orice site. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru șansa de a fi alături de dumneavoastră și de a discuta aceste subiecte atât de importante pentru noi. Eu vă mulțumesc în nume personal pentru ceea ce faceți pentru noi, pentru că eu văd acești tineri care au ieșit din școlile, din învățământ în perioada în care dumneavoastră ați fost la conducere și am văzut de-a lungul anilor multe generații crescute, create și sub oblăduirea dumneavoastră. Și eu nu pot decât să vă mulțumesc că, uite, lucrez cu ei și sunt așa stăpână pe mine și să știți că eu în continuare cred că noi avem viitor, pentru că tinerii nu vor ceda. Îl văd pe nenea Pera Bulls online, îl salut și îl îmbrățișez și ne e tare dor de el. Sperăm să-l vedem curând. Venim la Vața! Dragii mei, rămâneți aproape de inspectoratul școlar, pentru că, credeți-mă, oamenii de acolo o să mai venim, mai e și doamna Cristina Cornea, de curând și-a luat doctoratul și sunt atâția oameni minunați acolo care rămân dincolo de uși. Eu vreau să-i scoatem de dincolo de ușile inspectoratului și să-i aducem aici acasă prin intermediul televiziunii. Poate reușim să ne câștigăm cumva empatia unii față de ceilalți și, așa cum am spus în această dimineață și a spus și doamna inspector general Maria Ștefănie, să nu mai punem etichete, pentru că o etichetă pusă la un moment dat poate distruge nu viitorul omului, viitorul nostru. Mulțumesc, vă doresc succes și aici ne luăm la revedere, dragii mei, dar numai până mâine dimineață. Nu vă spun cine vine mâine dimineață. Rămâneți cu ochii pe Facebook-ul de la Hunedoara 1 TV să vedeți cui facem promo, că acum trebuie să creăm așa o... Dar cu siguranță mâine dimineață va fi o emisiune deosebită, pentru că e joi, pentru că ne apropiem de un sfârșit de săptămână fabulos, cu foarte multe evenimente și o să vedeți despre ce este vorba dacă rămâneți alături de noi până mâine dimineață. Urmăriți-ne și astăzi de la ora 16 în direct. Colega mea, Petronela Tămaș, are un invitat care vorbește despre munți. Ce face el pe munți? O să vedeți dacă rămâneți alături de noi. Până mâine dimineață, eu vă spun simplu. Dăruiți din iubirea voastră celor de lângă voi, pentru că cu siguranță divinitatea într-o bună zi vă va întoarce această iubire, pentru că nu e altă regulă de bază a universului. Mai devreme sau mai târziu, primim înapoi ceea ce dăruim.